În această seară aflăm povestea lui Stanislav Guțu, un tată care spune că își caută cu disperare singura lui fiică. Sunt mulți semne de întrebare. De ce a dispărut copilul? Unde și cum? Bă, Nic, frumușă, cu niște ixuri bășcați albași cu două ghețușoare, așa frumușă. Fata a dispărut într-o zi de mai, când nu s-a mai întors de la școală, spune bărbatul. A avut chinuri să vede din emoțiile care are acum. Stanislav, a câte ori ai fost condamnat? Eu m-am uitat la mâna ta stângă și tu ai două ineli tatuate pe degete. Câte ori ai fost condamnat? Prima dată eu am fost... Câte ori? Câte ori? Trei ori. Trei ori a fost. De atâta și văd că nu odată ai fost condamnat. De trei ori. Eu am stat cu fratele ei într-o pușcărie. Fratele ei. Și el l-a rugat pe dânsul să-mi faci cunoștință cu sora ta, că el se lăuda că are soră. Încă o trei luni au trecut, eu am prins-o cu altul. Am luat o sticlă de la chef și am servit-o. Și urmă eu acasă am bătut-o. Tu aveai îndoieli că poate să nu fie copilul tău? Da. Vă scăstați de felicitări. Și tot copeta o hrănit-o cu fasole. La 8 luni de zile? Da. Fosta mea soacră, fosta mea soacră. M-a lungat, a zis că ieți fata, că ți-am tăție. Și ai plecat din casă. Și am plecat. Caută-ne o nevastă, vezi că eu trebuie să lucrez până la abiet. Pe primar l-ai rugat? Da. Mama, unde ești? M-a lăsat singură. Atunci au trecut niște ori pe mine, prima dată am auzit-o pe dânsa așa cu strigat. Cu minșoară. Așa din prima zi ți-a spus mama? Da, da. Dar care prima zi? Că nu câteva acolo, hai, poate o oră jumătate a trecut de când o adus-o la mine. Stanislav afirmă că primarul satului în care locuiește i-a luat copilul și este convins că idilul a făcut-o din răzbunare. Că de acolo la vecină îmi spune că de fetiță am blat cu o cerere în mână pe școală și cu primarul. Stătea aici pe scările primăriei și mă întreba, mă aștepta pe mine să vin și când mă vedea, mă întreba când o să mă luați, când o să mă luați. Îți spune, uite, taic-tu are un dosar aici, a bătut pe asta așa, acolo face așa. Uite, asta este ceea ce tu ai făcut în mod indirect și a adus pe fata la situația respectivă. În fiecare zi și o țapă în debat să fac probleme. Nu-i drept. Ți-o bătut, dă-ți sărut ca să treacă. Sute de cazuri de asta. Copiii care s-au nebunit în totalitate. Nu-i servie de ies și tare rău era. Și normal că îți vă ia copilul. Iar acum e timpul să o auzim pe fosta nevastă a lui Stanislav, Elena, despre care bărbatul ne-a povestit că l-a înșelat de mai multe ori și l-a părăsit în final, lăsându-l singur cu copil. Ea și-a refăcut viața, trăiește cu un alt bărbat, împreună cei doi au trei copii. Elena Iamandis și Iurie Ciobanu au venit și ei astăzi în platoul nostru. Să-i cunoaștem mai bine! Bună ziua! Nu arată public. Elena, Iurie, bună seara! Bună seara! Mă bucur că ați ajuns astăzi în platoul nostru. Suntem bucuroși că am ajuns. Uite, Elena, prima întrebare va fi către tine. L-am auzit mai devreme pe fostul tău soț, Stanislav, care spune că ne-a povestit că tu, practic, l-ai părăsit pentru un alt bărbat. Da. Ți-ai strâns bagajele și ai plecat de acasă, lăsându-l singur cu copilul. Acum vrem să auzim versiunea ta. Ce scuze că vă întrerup. Spun te frumos. Tu, ochistule. Vorbește mai tare. Din ce cauză tu ai maltratat? Din ce cauză? N-am înțeles. Din ce cauză tu pe dânsa ai maltratat-o? Am îmbrăcat-o? Ai maltratat-o. Și ai bătut-o. Și am bătut-o? Da. De ce nu spui câți bărbați tu răspund umblat? Doar la întrebare. Ți se dă întrebări? Răspunde. Apia ca pentru asta. Aici sunt experți. Hai că suntem bărbați. Că suntem noi. Hai că suntem noi proști. Mai controlat? Te-am prins. De câte da? Ori? Și una. Maxim, de ce l-ai dat la biserică? N-ai vrut să-l crești? Tu răspund la întrebare. Dă-ți doar capul de băiecul. Alo? Mă auzi? Te aud. Tu răspund la întrebare. Ți se dă o întrebare. Păi, a răspuns. Din ce cauză tu ai maltratat-o? Eu am răspuns. Când plec cu alt bărbat. Uh-huh. Tu ai prins-o? Da. Primul răspuns. La fapt. Păi dacă ai știut că e în bloc cu altul, de ce ai maltratat-o și ai calșit-o? Răbdam.
Păi dacă ai văzut că ea umblă cu unul... Mamă măcar la copil, dar dacă nu poate... Iurie, haideți să auzim pe Elena. E adevărat că ai plecat, ți-ai lăsat copilul și te-ai dus la alt bărbat? Am aflat că el umblă cu alta, care un copilaș care umblă la școală. A umblat cu dânsa drept, cu dânsa a umblat și fata, când am pus la mamica și fata cu care cu Stanislav a făcut petiță. Singur petița ne-a spus pe telefon că, mamă, dar tu știi că tata umblă cu altă fată sărută. Asta când era? Asta când trăiem cu dânsul, înainte de asta. Păi da, fetița nu era mică când fetița era mică, despărțit? M-a luat telefon, da. Nu m-am despărțit, m-am dus la mamica și am stat o lună. Câți ani avea copilul? Avea 6 ani. Da. 6 ani, da. Și ce mai umbli cu misiunile? Nu umbli cu misiunile. Tu 6 ani, tu ai venit când avea Gabi 6 ani. Da, 6 ani el s-a Gabi avea 6 ani când ai venit, când am îmbrăcat-o de școală. Asta e septembrie. Da. E ca tu numai cine tu îmbrăcat-o tu, la școală? Tu n-ai îmbrăcat la școală copilul. Eu am atunci venit și am îmbrăcat de 2 ori la școală copilul. Tu n-ai dar avut și zâmbrat. Noi n-am trăit deloc. În timp de 13 ani de zile, câte ori ai venit și ai văzut fata? De 3 ori numai. Păi, dar de ce ai pus interdicție? De ce interdicție ne-ai pus? Nu de văd ce fata. Ai pus tu interdicție? Tu ai spus că dacă vin la tine, tu ai zis că mă bați, mă ușesc, dacă vin la tine mă călișesc, dacă vin să văd fata. Tu așa de câte ori ai spus, tu mă călișești. De câte ori ți-am eu? Vin și vezi fata. Deci nu vin să vezi fata. Nu vin, că bărbatul nu-mi dă voie. Băi, uite la mine, că mă repăd în tine. La mine drept să te uși, dar noi nu suntem aici. De ce l-amenințați acum? Nu, că spun de drept. Nu l-amenințați, dar să spui corect. De voi zviți, vă corect să spui. Spune corect, și tu vede o lume întreagă. Voi când ați fost la mine, când ați venit să dau divorțul, da. E cum a luat fata și miticuță în pealinș și o trăgit-o în pat. Și ne-a trăgit-o în pat? Fata voastră comună, zi-mi te rog, ea câți ani a trăit cu Stanislav? 4 ani a trăit. În toți acești ani, da, ai făcut tot ceva ani, ca să o iei? Să o iei, că nu, am încercat de multe ori să o iau. El nu ne-a dat voie, nici la primărie acolo nu ne-a dat voie ca dar să iau. Dar de ce? Cum crezi? De ce? Primărie nu ți-au dat voie? Da. Dar de ce? Ce îți spuneau? De ce nu-ți dau voie? Spune că nu are dreptul să-și ia copilul. Cine ți-a spus asta? Primărie din sat. E puțin credibil că primăria din sat îi spune unei mame, bine, mersi, ca lumea, cu un comportament adecvat, și chiar că și... noi îți interzicem să iei copilul. Chiar și... Elena, e puțin credibil așa ceva, ca primărie să nu vrea să-i dea unei mame copilul ei. Bărbatul nou, post-soț, nu a vrut să-mi dăie... Păi cine dintre ei nu a vrut să-ți dea copilul? Mai tare soțul nu a vrut să-i dea și primărie. Dar tu ce ai făcut ca să-l obții? Eu am făcut că i-am întrebat pe dânsul chiar și am vrut să fac cu tot cu fata acasă. Încă mișoare, de și el nu ne-a dat. Bine, tu aveai de lucru, Elena. Tu lucrai? Da, lucram la magazin. E oficial? Oficial. Și aveai unde trăi? Avem unde trăi, da. Și ai demonstrat la primărie că ai toate? Da. Și toți nu ți-au dat? Da, tot nu i-au dat. Ce credeți, domnule Mohamed Difar? Eu cred că aici... ținând cont, probabil, ei s-au uitat, poate, fiind primărie, ținea de locul unde trăia și aici s-ar putea existe să ne întoarcem iar la ceea ce spune Stanislav, de niște conflicte de interese acolo, care era din primărie fața de Angela și asta, și atunci era o tabără mai puternică, tabera Stanislav și Angela în primărie, ea nu era de acolo, era din altă parte, în gener. Și probabil nu a fost corect, nu știu, colegii din platou știu mai bine din punct de vedere juridic cam cum este, dar eu așa ca mintea mea nu ved că ea lucrează, are salariu, are loc unde a trăi, ei știu că fetița în ce situație trăiește acasă, de ce nu a acceptat. Nu știu, asta și pentru mine semne de întrebare dacă așa și mai ales după ce l-am auzit și pe primarul din sat, care cumva a luat această decizie și foarte repede i-a dat-o Elenei pe fată. Mă scuzați, dar poate o întrebare ea. Ție Frosia, de la Cahul, la Păicu, la Zârnești, ce ți-o spus de copil? Dacă naști, îți e fata? Nu.
spune drept. Nu. Deși primarul de la Cahul a spus, Lena, cum naști noi ținem fata, de atâta condițiile foarte rele. Câți dormim noi în camera aceea, 3x4, câți eram acolo? Tu te-ai gândit să ai o casă? Deși proșia a spus că cum naști e fata. Nu. Cum nu? Nu. Dar și noi am fugit. Tu i-ai spus că deși fugim repede din sat, că m-a dus nas cu mine copilul. N-am fugit. Am vrut să stau pe loc. Tu ai vrut la mama ta? Cum a ajuns fata la voi totuși să trăiască? A venit domnul primar și ne-a propus dacă vrea fata să crească cu mama. Noi am avut o colaborare cu domnul primar, cu domnul Ion Harbuz și cu asistenta. La mine din comunitate. Da, dar vreau să știu cum a început această colaborare. Ați mers voi la ei sau au venit ei și v-au propus? Haideți să luați fata. Prima dată când m-am dus în comunitate, în comuna Puțeni, raionul Huncești, m-am dus ca să văd mama, să-și vadă fata, că i-a avut frică de el, că o maltratat, o bătut-o, i-a bătut și dinții și coastele rupte. Și m-am dus și eu. M-am dus ca să-l iau pe Stanislav, că erau încă în căsătorie comună și l-am luat-l ca să-l... Mi-a povestit Stanislav, ca să dai, voi de fapt ați plecat ca să Elena să ceară divorțul oficial. Și am zis, ia și fata. Și am vrut din start, dacă luam fata, luam definitiv. Tu mai bine îi spune cum erai bat și mică, stasul două, trei, fetița. Mura mică, tu nu ai niciun drept aici. Mai bine cu cine nică. Tu aici nici nu ai niciun drept. Iurie, stai puțin, are că aici în platou te referi, nu are nu, niciun la drept. Nu, la da, dar aici are dreptul să vorbească, eu la fel spun, ca și voi. Eu spun și drept. Când tu ai fost la noi cu Lena, te-ai îmbătat sapă în debat? Mă, tu ești nebun. Eu cu Lena mă dușeam cu copilul înainte. Ți-o luat fetița voastră și-o trăit. Cum tu ești nebun la asta? Am jumătul. Este și fraițul Vitea, este și Ciobanu, este și Iosca. Este acolo sunt jberișori și frații Elena, dar eu vreau să te întreb altceva, Iurie, dacă puteți să vă obțineți, Angela, da? Vă rog să vă obțineți. Eu vreau să te întreb doar un lucru, pentru că de la bun început am înțeles că relația voastră nu a mers pentru că a fost foarte violent Stanislav. Acum, ascultându-l pe Iurie și văzându-l așa foarte protector, dar și impunându-se chiar și în acest platou. Iurie, este violent? Nu e violent. Iurie, te bate? Nu, deloc. Nu? Nu. Deci, în sfârșit, tu ești, te simți bine, da? Da, te simți în casă, tu stăpână pe tine, da, tu, voi bine. Puteți să discutați cu el, fără ca el să-ți închidă gura sau să, da, să te bată, să te lovească. Iurie, tu nu ești violent? Nu. Eu de ce întreb? Scuză-mă, te rog. Pentru că am văzut cum te-ai adresat imediat Angelei și ai zis gura mică. Nu, m-a cu bătul la cură. Și m-am gândit deodată că... Nu, doamna Natalia. Eu sunt... Așa te comporți și acasă cu Elena, da? Nu, eu sunt o persoană deci gura mică și dacă o deschizi mai tare, atunci... Nu, eu m-am comportat mai după comportamentul lui. Dar eu sunt o persoană cap. Iurie, tu ce lucrezi? Eu lucrez la cablaj. O bătii numai cu bătul la cură, Elena. Cablaj auto. Fetiță, tu de unde știi, Stanislav? Când am fost, am dat divorț, am dormit o noapte și el a dus. Așa? A, chiar la ei? Da, chiar la ei. Te-au adăpostit? Da. Ai văzut cum au bătut? O făcut, am servit. Eu m-am culcat pe divan, era un frig acolo. Ați băut împreună cu Iurie? Da. Era un frig, era cald. Ce amăzești? Nu ca amăzești. Focul era cald. Când ți-am pus mâncare. Șopcat să fac o carne cu cartoafe. Carnea și ea, că m-a cărcat dinți, m-a cărcat avut dinți, că nici nu puteți să mănânci. Ei, hai, nu fii ingrat acum, că te-au hrănit oamenii, te-au adăpostit. Deja cum a fost carnea, nu mai contează. Nu au vrut să mănânci. Nu au vrut să mănânci. Bine că ți-au dat-o, puteau să nu o fac. Și eu de câte ori o băteai cu palma, cu o bargă la cură pe dânsa? Mă, tu ești nebun la cap. Eu nu sunt nebun. Ce dacă amăzești? Eu pot să mă pun în genunchi. Ce amăzești? Ai văzut cu ochii tăi? Cu ochii mei am văzut. Dar de ce a bătut-o? Era servit. Și nu știu, eu spus ei să facă și ei s-au culcat. Și fata, copchilul plânge, în pelinși. Și spunea ei că se scoale să hrănească copchilul. Și el nu scula. S-o lua cu varga și o băte la cur. I-am zis că nu-i drept. Nu-i drept deloc. Aha. Nu-i drept deloc. Nu-i drept. Nu-i drept. Eu toată noaptea n-am dormit. Atunci în seara și ei, tu ai spus că vrei să... Eu nici n-am asculat noaptea. Eu nici n-am asculat noaptea. Am pus ceainicul, am șiert, am
am șert lapa, am pus moliuca, am pus caldarea să rășească, asta ea, șopșorul, să rășească în apă răce. Și am hrănit eu copilul, dar voi dormiți ca niște... Cum e mama, așa e și tata. Mi-e îmi pare rău de fetiță și ea. Și tu nu poți să-i spui că n-are niciun drept că o cresc cu copilul câțiva ani. Chiar aici o spun invers, tu nu drept, prea ai dreptul. Scuzați-mă, dar cum să aibă drept dacă pata și îmi vede cu ochelari? O distrus-o până... Dar nu ești mai departe de tata copilului, că ți-ai lăsat copilul, nu uita. Am lăsat copilul. Ți-ai lăsat copilul pentru că așa ai vrut tu să-l lași. Nu, n-am vrut să-l las. Am dar vrut cum ai plecat mine, fără acasă, copil? Ai plecat fără copil. Nu. Am vrut să eu copilul să cresc. Dacă tata nu a vrut să-mi dai copilul, eu n-am putut să eu. În primul rând, copilul rămâne la mama. Elena, Iurie, acum vă bucurați că fata e lângă voi, da, lângă tine? Eu-s bucuroasă, da. Ea este copilul tău mai mare. Este, da, da. Mai ai copil? Mai are un băiat. Mai am un băiat. Care nu este lângă tine? Da, nu e lângă mine, dar și lângă mine. Dar el unde este? Când? El învață la școală și îl lăs învață să termine școala. El e și mai mare decât, da, da, decât Găbița. Da. Așa. Dar el cu cine crește? Cu părinții, cu mamica. Cu mamica cui? A mea. A, cu bunicii? Da, cu bunicii. Așa. Da. Și cu Iurie împreună câți copii mai aveți? Trei. Și acum Gabi crește cu voi. Zi-mi, te rog, uite, au trecut câteva luni, da, de când ea e la voi. Jumătate de an, cam atât. Gabi întreabă de tatăl ei? Nu întreabă, nici nu vreau să-l vadă. De ce nu vine? La, de ce, ea întreba, de ce nu vreau să-l vadă? Tata. Dar ea vă răspunde. Ea să răspundă, da. Voi o întrebați? Eu da. O întreb. Ce spune ea? Și ea spune că nu vreau să-l vadă pe tata, că tata m-a bătut. Că tata m-a bătut? Da. Stanislav, ne-ai zis că niciodată n-ai ridicat mâna. Are ghimbătom în cap. Elena, spune-te o frumos, deși fetița fuge de tine când te vede. Tu ai bătut-o. Tu, singur, ai bătut-o. Fetița, deși fuge de tine. Când ați fost voi amândoi. Deși fata fuge de tine. Pata, de ce îmi spune că tu ai bătut-o? Eu am bătut-o? Da. Doamne ferește să mă bată Dumnezeu pe mine, dacă eu odată măcar am tins-o sau i-am zis vă vorbă urâtă. Deși când ați venit voi, când am dat de bortul, și ați venit voi, deși fata au fugit după sobă, plânge. Și-a zis, Gabi, vin și-o vezi pe Lena. Nu vreau să o văd, nu vreau. Tu nu dai voie să văd fata, tu n-ai vrut să dai voie. Dacă eu am luat-o în brață și-am dat-o înaintea ta să o vezi. Deși copilul fuge, tu ai insistat, pata, așa că... Și-o ascunzi tu te genunchi și plângei ca să nu ai tine. Tu ai insistat, pata, așa, pata s-a dispărit. Tu ții cu desâla, tu ai luat-o cu desâla copilul. Pata s-a spărit de tine, o să că dacă vin la mama, tata mă bate, mă ucide. El niciodată nu ți-a zis să ia mamă. Și deși nu a ridicat telefonul până la... Mă scuze lumea asta care ieșe de-i ții niciodată să zis. Să zis numai Lena cu aia, ea că așa e nu-i mama ta. Deși spune ei la pat că nu-i mama ta. Deși spune ei la pat că nu-i mama ta. Tu știi numai să-i crie, să-i faci, dar de crescut tu nu știi nimic. Da, de crescut nu știu nică. Aici ești amâia tăi, azi scris tăi la dânsul, e de la unul, de la altul, de altul. Eu am lucrat toată viața. Așa era de mititel. Lucram și tu bei cu mama. Bei cu mama ta. De mititel, tot ai lăsat și ai plecat drumul. Scuze-mă, bei cu mama ta. La voi nimeni nu bea, așa? Numai că mama ta o vine la noi. Și o târie soră ta, Nadia, o târie de ori. Și o că încă îi duceam sub soară. Părinți, mie nu beau. Nu, deloc. Nu, deloc. Deloc. Mititei. Da. Dar mama lui... Haideți să ne oprim aici, pentru că văd că reproșurile sunt interminabile de pe ambele părți. Elena, dacă te întreb, acum fiica ta este mai fericită? Cum mai crezi? Fericită, e mai curăță, că o duc la școală curată. Eu când am adus-o de la scuzați-mă, eu când am adus-o la Stanislav, am adus-o murdară. Murdară, tot era neagră. De ce spui minciuni, dacă eu practic fiecare zi spălă? Am spălat-o, am îmbrăcat-o. Dar tu ai întrebat-o? Ea, tu zici că o întrebi și nu vrea să meargă la tatăl ei? Sau... Ce-ți răspunde? Ea vrea totuși să-l vadă? Nu, nu vrea deloc să-l și vadă. Și nici pe Angela să-l vadă? Nu. Sau... Nu, genere, eu am întrebat. Vrei să vezi așa cum stai descria, voie să vezi tata? Angela, așa cum descria relația cu fiica ta, mi s-a părut că era foarte atașată de fata ta, de ea, de Angela.
Nu întreabă nici de Angela? Nu vrea să o vadă? Întreabă, nu. Dar zi-mi, te rog, în toate aceste 7 luni cât ea stă la voi, tatăl ei a încercat să vină să o vadă? Nu. Nici nu. Pentru că până mâine nu știu. Nici nu întreba. Nu știe mâine. Nu vreau să spui. Când ai aflat, Stanislav, că ea e la Elena? Polițiștii, da, mi-au spus. Când? Știu, câteva zile după ce a dispărut ea. Mi-a spus. Asta înseamnă că tu știai de 7 luni că ea este la Elena? Nu știam că e la ea. Nu, de la început ne-a spus primarul că e la un centru de protecție a copilului. Da. Pe urmă ne-a spus că e la internat la Chișinău. Altul îmi spune că e la Elena. Când ai aflat că e la Elena? În care timp? Asta undeva vreo 2 săptămâni în urmă, eu am sunat primarul și el ne-a spus că nu vă faceți. Da. Domnul Ion, dar până atunci? Zic să audi ceva de fetiță, că zic noi nu știm nici măcar unde și cu dânsa, poate nu ducem o vedem măcar ceva. Primarul că e bun. Zic că voi stați liniștiți că e la mama ei. Stanislav, uite, tu ai venit cu lacrimi în ochi, ne-ai povestit că ți s-a pierdut copilul, că nu știai unde este. De fapt, de ce ai venit aici? Cu ce scop ai venit aici? Ce vrei să obții? Să văd fata. Să o vezi măcar sau chiar să o întorci acasă? Da. Asta și spune el, că n-are ochi mă vadă. Asta nu-i drept. Tu vrei să o vezi? Da. Elena, totuși, tu zici că fata nu întreabă de tata, dar dacă tata vrea să se vadă cu copilul, tu îi vei permite acest lucru? Luată, o băte capul de pământ, o băte capul de perete. Zi-mi, te rog, cum te numește fata? Atâta timp cât o mamă își lasă copilul, ea nu mai este mamă. Tu ai trecut prin multe în lumea asta, da? Și tu știi ce înseamnă fric. Da. Două banane. Dar o să-ți spun lui tată să-ți cumpere. În această seară aflăm povestea lui Stanislav Guțu, un tată care spune că își caută cu disperare singura lui fică. Sunt mulți semne întrebare, de ce a dispărut copilul, unde și cum. Bă, Nic, frumușic, cu niște ixori bășcați albași cu două ghețișoare, așa frumușic. Fata a dispărut într-o zi de mai, când nu s-a mai întors de la școală, spune bărbatul. A avut chinuri să vede din emoțiile care are acum. Stanislav, actor, a fost condamnat. Eu m-am uitat la mâna ta stângă și tu ai două ineli tatuate pe degete. Câte ori a fost condamnat? Prima dată eu am fost... Câte ori? Câte ori? Trei ori a fost. De atât și văd că da. Nu odată ai fost condamnat. De 3 ori. Eu am stat cu fratele ei într-o pușcărie. Fratele ei. Și el l-a rugat pe dânsul să-mi faci cunoștință cu sora ta, că el se lauda că are soră. Încă vreo 3 luni au trecut, eu am prins-o cu altul. Am luat o sticlă de la Chiu și am servit-o. Și pe urmă eu acasă am bătut-o. Tu aveai îndoieli că poate să nu fie copilul tău? Da. O să stați de felicitări. Și tot cu opeta. O hrănit-o cu fasole. La 8 luni de zile? Da. Fosta mea soacră. M-a lungat, a zis că ieți fata, că ți-am tăție. Și ai plecat din casă. Și am plecat. Caută-mi eu nevastă. Vezi că eu trebuie să lucrez până la abiet. Pe primar l-ai rugat? Da. Mama, unde ești? M-ai lăsat singură. Atunci au trecut niște ori pe mine. Prima dată am auzit-o pe dânsa așa cu strigat. Cum ișoară? Așa, din prima zi ți-a spus mama? Da, da. Dar care prima zic că... Bă, câteva acolo, hai, poate o oră jumătate au trecut de când o adus-o la mine. Stanislav afirmă că primarul satului în care locuiește i-a luat copilul și este convins că idilul a făcut-o din răzbunare. Că de acolo la vecină îmi spune că... Da, fetița a umblat cu o cerere în mână pe școală și cu primarul. Stătea aici pe scările primării și mă întreba, mă aștepta pe mine să vin și când mă vedea, mă întreba când o să mă luați, când o să mă luați. Îți spune, uite, taic-tu are un dosar aici, a bătut pe asta așa, acolo face așa. Uite, asta este ceea ce tu ai făcut în mod indirect și a adus pe fata la situația respectivă. În fiecare zi și o țapă în debat să fac probleme, nu-i drept. Ți-o bătut, dă-ți săruți ca să treacă. Sute de cazuri de asta. Copiii care s-au nebunit în totalitate. Nu-i servie des și tare rău era. Și normal că o zvăia copilul.
Iar acum e timpul să o auzim pe fosta nevastă a lui Stanislav, Elena, despre care bărbatul ne-a povestit că l-a înșelat de mai multe ori și l-a părăsit în final, lăsându-l singur cu copil. Ea și-a refăcut viața, trăiește cu un alt bărbat, împreună cei doi au 3 copii. Elena Iamandis și Iurie Ciobanu au venit și ei astăzi în platoul nostru. Să-i cunoaștem mai bine. O luată, o băte capul de pământ, o băte capul de perete. E cum o luat fata și miticuță în pelinș și o trăitită în pat. Mamă, dar tu știi că tata umblă cu altă fată sărută? În timp de 13 ani de zile, câte ori vine și ai văzut fata? Nu vin, că bărbatul nu-mi de voi. Băi, ia uite la mine, că mă repăd în tine. Tu mai bine îi spune cum erai bat gura și mică, cine pizza. Nu vrei gura mică, da? Tu nu ai niciun drept aici. Dar nu ești mai departe de tata copilului, că ți-ai lăsat copilul, nu uita. Fata s-o spărie de tine, o să dacă vin la mama, tata mă bate, mă ucide. Te-ai bătat țapă de bat? Mă, tu ești nebun? Da. Elena, totuși, tu zici că fata nu întreabă de tata, dar nu dacă tata vrea să se vadă cu copilul, tu îi vei permite acest lucru? Nu vreau că să vadă fata, că dacă fata vede tatu, începe a... A fi bărău și începe a tremura și mă chiși jos. Totuși, este tatăl ei, a crescut-o de atâția ani. Crezi că faci bine copilului tău? Eu cred că da. Tu crezi că trebuie să-i îngrădești, să o îngrădești de tatăl ei? Să o protejezi de el? Da. Da? Pentru că o văd tot capul de pământ. Și... Dar ea ți-a povestit despre asta, sau cine? Ea, da, singur, fata mea. Cu ce a povestit ea? Cu... O luată, o băte capul de pământ, o băte capul de perete. Chiar el? Da. Sau Angela? Nu, el. Chiar ea. Zi-mi, te rog, cum te numește fata? A, mamă. Îți spune mama? Da. Îți spune mamă. Stimați experți, dar ce cum credeți? Cum crezi, merit să-ți spună mama? Merit? De ce? Pentru că am crescut-o. Ai crescut-o? Da. Câteva săptămâni? Nu câteva săptămâni. Tu ai lăsat-o de mică, o să repet din nou, pentru că mami suntem mulți, multe mami sunt. Am lăsat-o, da, dar nu, asta nu înseamnă că deja te poți numi mamă. Atâta timp cât o mamă își lasă copilul, ea nu mai este mamă. Fetița asta nu o să fie fericită nici la mamă. Asta e părerea mea. Ați ce vă fericit cu mamă? Deja o să vedem. Da, copilul ăsta văd care parte în viața lui numai de o loterie și tot timpul de greșit cade norocul. Nu acolo unde trebuie. Eu, în loc cu autorităților publice, aș priva pe amândoi drepturile părintești și ori aș da la o familie normală, ori la un centru de deplasament, un internat, ceva. Dar de ce nu credeți pe Elena cu Iurie? Pentru că chestia asta el mi-a interzis mie, dar eu am vrut să iau copilul. Deci la noi practica în țară, instanțele de obicei las copiii cu mama. Dacă n-ai bani de avocat, îți dă statul avocat gratis. Numai să vrei. Nu costă nimic să adreseze, să meargă în instanță, să stabilească copilul. Eu am fost, eu am zis, eu nu știu cu cine mai vorbit, am trimis holub cu scrisoarea, nu a ajuns, l-am pușcat. Deci niște istorii de astea care chiar nu oferă credibilitate la ceea ce se spune. Omul și-a văzut de viața personală, altul a făcut ce-a vrut și copilul ăsta până la urmă, copilul suferă. Dacă noi credem că copilul ăsta să crească o personalitate stabilă, psihologic, echilibrată și cu un intelect ridicat, nu ne greșim amar. Nici un tip că aici trebuie o brigadă de psihologi care să lucreze cu el ani de zile în continuu, să restabilească acele, să spunem, emoții negative, să fie excluse din creierul lui și să devină un om normal. Pentru că Stanislav, el e pericol iminent în societate. El și cu tentativă de omor și cu sustrageri, ca tată, nici nu mai vorbim, pentru că scalci pe grebla asta în continuu și toate infracțiunile nu sunt din imprudență, nu sunt din neatenție, toate săvârșite cu intenții directe. Și să vrei să omori un om și pentru asta să te aștepți că cineva o să te mângâie pe cap și o să-ți dea și copilul în grijă ta, cred că asta e un absurd. Eu cred că întâi trebuia să pregătească copilul, că iese dintr-o familie și pleacă în altă familie, mai ales da, că pe mama nu pregătită. A văzut-o atâția ani și aici consider că în primul rând mama este vinovată că trebuia să-și facă și un grafic de întrevederi, chiar dacă nu putea să iei copilul, să-și stabilească domiciliul copilului anterior. Ce le-ați putea sugera eroilor noștri? Stau pe ambele părți, două cupluri?
și un copil care e la mijloc. Da, eu cred că, într-adevăr, pentru copil, părinții biologici înseamnă foarte mult, în primul rând, dar acești părinți neapărat trebuie să-și schimbe comportamentul față de copil, în primul rând, să se trateze de alcoolism, dacă au această boală, și să pună pe prim plan interesul copilului, deci și să meargă la psiholog cu copilul, da, să aibă o îngrijire corectă pentru a se gândi pentru viitorul copilului, că ceea ce vede în familie, aceea o să devină și acest copil. Deci dați un exemplu frumos copilului pentru ca să crească și el la rândul său un copil educat și să aibă un viitor frumos. Da, sugestii aici pot fi multe, deci asta iarăși o dramă de ceea ce se întâmplă la noi în mediul rural, acolo unde nu există niciun control din partea autorităților publice, pentru că nu este prima emisiune, nu este primul caz unde indiferența ori neglijența duce la ceea ce duce, pentru că copilul ăsta oarecum a fost lăsat ani de zile în mediu toxic, creat de tatăl biologic. A fost transmis, eu cum zis, primarul din două ori, o ales rău cel mai mic, dar asta iarăși nu este soluția cea mai bună pentru copilul, consider eu. Nu denunță, dar spun de bine nimeni nu fuge. Dacă copilul a ajuns să stea sub ușa primăriei să cerșească atenție de la primar, asta înseamnă că el a fost adus până la aceea că să vrei să fugă de acolo de unde noul Stanislav ne demonstra că era grădina raiului și nu-i lipsea nimic. Eu sper că totuși mama, măcar după toți anii ăștia, când a manifestat indiferență totală față de propriul copil, că altceva nu este, măcar acum, în ceasul cel de-apoi, o să conștientizeze greșalile care le-au făcut față de propriul copil și măcar la vârsta care o are de aproape 14 ani acest copil, până l-a majorat, că măcar 4 ani de zile din viața lui să simtă o căldură părintească, măcar din partea la un părinte. Și eu cred că și în cazul dat trebuie să monitorizată de autorități situația copilului să nu fie expus riscului care l-a avut până la plecare de la Stanislav. Eu încerc să vopsesc tot ceea ce a fost în alb și o să ies din câmpul judecată. Vreau să spun că și Stanislav și Angela și Elena și soțul ei actual sunt niște oameni care au procedat până în moment exact după conținuturile și ceea ce era în capul lor. Nu au făcut acele materiale introduse în capul lor, acele abilități și inabilități care au dat dovadă pe parcursul vieții, nu a fost un produs al lor, din păcate. Conjuncturile și contextul nu a permis că Stanislav să fie în locul meu acum aici, sau în locul fiecare dintre noi, sau Elena. Noi nu trebuie să uităm aspectul cel mai mare în formarea noastră în viață. Atunci, eu consider tot ceea ce a făcut Stanislav după capul lui, Angela după capul ei, s-au gândit că fac bine pentru Gabriel. Punct. Până aici eu cred 100%, chiar dacă a fost în detrimentul ei, pentru că ei nu au știut. Legat de ceea ce a făcut primarul, ceea ce este acum, eu consider că la etapa actuală, cum era fetiță și care era starea ei acolo unde era, este un pas, pur și simplu un pas, o mică scăpare de ceea ce este, un regaj, o gură de respirație, dar de aici mai încolo trebuie să fie intervenție specializată. Pentru asta, Elena, Stanislav, eu, în mod gratis, în cazul vostru, legat de Gabriela, pur și simplu, pentru că la voi e foarte complicat, nu prea vă pot ajuta în mod direct mult. Dar măcar câteva ședințe luați prin intermediul emisiunii, numărul meu,
dacă e nevoie, și pe partea cealaltă, rugămintea mea este la domnul primar, la cei care sunt sentențați la dumneavoastră, la școală, că se acorde un statut special, să lucreze cineva neapărat și cu cuplul actual care avem și cu Gabriela. Pe de altă parte, deja legat de Stanislav, neapărat dumnealui trebuie să accepte realitatea asta, pentru că el de nenumărate ori a vorbit că iubește pe fiica. Fiica deja este mare, are 13 ani, are tot dreptul. Stanislav o să decide cu cine să trăiască, tu nu poți să impui pe ea. Și dacă faci lucrul ăsta, deja după emisiunea asta, înseamnă că tu nu ai înțeles absolut nimic și nu ai luat nimic din ceea ce vorbim noi. Trebuie să lași pe seama ei exact ea ce își dorește. Asta o să faci. Tu, ca un tată bun, dacă ești cum ești, o să continui de a ajuta pe ea la ceea ce tu poți și ce are nevoie. Eu nu vreau să închei, Stanislav, această emisiune pe această notă cumva pesimistă. Și uite ce-ți spun acum. Indiferent de ce reproșuri și tot ce ți-a spus Elena cu Iuri aici în platou, să știi că ei au venit astăzi la Chișinău cu fiica ta, tocmai ca tu să te poți vedea cu ea. Și imediat ce se încheie emisiunea noastră, tu o să te poți vedea cu Gabriela. Bineînțeles, doar după ce o întrebăm dacă vrea să o facă. Și de data asta o întrebăm noi, da? Uite, chiar poate domnul Mohamad Efart se va oferi să o întrebe, să-i spună că tu ești aici și să o întrebe dacă vrea să se vadă cu tine. Eu sper tare mult că ea își dorește acest lucru, că i-a fost dor și de tine și de Angela și o să vă puteți vedea aici. Exact ceea ce ți-ai dorit și pentru ce ai venit astăzi în platoul nostru, să o revezi pe fiica ta. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături. După înregistrarea emisiunii, am încercat să organizăm lui Stanislav întâlnirea cu fiica lui. Pentru a ne asigura că această revedere este și dorința copilei, psihologul Golamali Mohamad Efart a discutat mai întâi cu fata. De față a fost și mama acesteia, Elena. Cum te cheamă? Cum? Măi, ce frumoasă ești. Te uitat în oglindă, ce frumoasă ești. Știi sau nu? Nu? Psihologul i-a adresat fetei mai multe întrebări legate de relația ei cu părinții. Poate a greșit, nu? Așa e? Dar tata te iubește, știi de asta, nu? Și tu iubești și pe mama și pe tata, nu? Vrei să vezi pe tata? Nu? Un pic măcar așa. Dar tata te-a îmbrățișat vreodată. Stamă. Ai o dorință. Ce vrei? Cum? Cum? Telefon. Un telefon? Cât costă un telefon? De care vrei? Dar o să-ți spun lui tata să-ți cumpere. Hă? Poate să mergem jos să-ți spune. Tata să-mi cumpere un telefon. Vrei? Hă? Dacă vrei să mergi. Vrei să mergem să-l găsi? Hă? Psihologul este de părere că refuzul copilei de a se întâlni cu tatăl ei este cât se poate de firesc. Specialistul zice că decizia fetei trebuie respectată și nimeni nu este în drept să-i încalce alegerea. Simplu, pentru că nu am avut foarte mult timp. Întâi am încercat că să scot din situație emoțională care este frică, tremurișul care avea. Și după aia fiind venisem să vedem care este starea psihoemoțională, dacă e pregătită pentru a se întâlni cu tată, sub nicio formă, ea acum nu este pregătită să întâlnească cu tată. Dar am promis că mare dorință care avea că să aibă telefon, am spus, uite, poate tata are și telefon, să-ți dea bani pentru telefon, chiar dacă asta este cea mai mare dorință care are fetița, nici pentru asta, că tata să cumpere telefon, acum nu este pregătită să întâlnească cu tata. Din cauza asta, părerea mea este că să amânăm întâlnirea ei cu tata și o să lucrăm mai bine cu tata, că câte un pic o să aibă răbdare, până o să fie pregătită Gabriela și atunci o să întâlnească dacă o să-și dorească. Dar deocamdată starea ei, psihoemoțională, nu-i permite întâlnire cu tata. Te îmbrățișez. Tu ești fata foarte bravă. Foarte, foarte bravă.
Bun? Și ești puternică să ai grijă de tine. Bine? Și de acum, dacă ai nevoie de ceva, ia-i, te rog, numărul meu de la fetele. O să mă suni. Bine? Refuzul fetei l-a întristat mult pe Stanislav. Gholam Ali Muhammadi Fard a explicat bărbatului cum ar trebui să procedeze pentru a îmbunătăți relațiile cu fata. Tu ai trecut prin multe în lumea asta, da? Și tu știi ce înseamnă frică. Da. Așa e? Da. Da. Adică omul, când are frică de ceva, în total, uite cine este, cum este, ce este, nu? Da. Da. Câteodată uite și control asupra corpului. Uite, când e în frică, în teamă, scapă pe el. Așa e? Da. Așa, adică e, nici nu gândești. Da. Acum, Gabriela, după tot ceea ce a fost, a creat o frică foarte mare în ea. Și acum nu vrea să mă vadă? Nu că eu personal nu risc că să te vadă, chiar dacă ea vrea să te vadă. Pentru că mă tem că într-o dată, înțelegi, da? Așa cum tu odată ai fost arestat și dus la poliție, a doua oară când ai făcut ceva, deja tremurai și știai ce se întâmplă și ce te așteaptă. Înțelegi, da? Da. Da. Uite, părerea mea este, pentru că tu ești un băiat foarte deștept, înțelept, înțelegător și vrei binele Gabrielei, da? Da. Să nu forțăm pe Gabriela la ceva. Uite, asta este în detrimentul ei. Dacă forțezi pe Gabriela ca tata, nu ai făcut absolut nimic pentru ea. Toată munca ta, tot ce a fost, o să fie distrus. Înțelegi, da? Da. Dai pace prin intermediul mesaje, telefon. Eu am promis, dacă ceva, dacă acasă o să fie telefon, o să iau de la copii unul care nu folosesc să trimit, că să aibă telefon. Înțelegi, da? Da. Tu trimite un SMS, atât. Tata te iubește, tata îi pare rău, tata... Înțelegi, da? Da. Uite, chestii de genul asta, că se șterge imaginea care ea se speria de acolo ce este, mai ales că ea se teme că dacă a fugit, se dus de acasă, înțelegi, da? Acum, dacă se întoarce, cât te cunoaște pe tine, se teme de proprie tata că se pedepsească. Dar acum, lasă acolo unde este, se simte un pic mai bine deocamdată, înțelegi, da? Toți vezi treburile tale, muncește, lucrează, fă bani, care să poți trimite niște bani și un pic mai liniștit. Ia-i și numărul meu, dacă undeva ți-e greu și așa, eu sunt alături de tine și te susțin. Bine? Da. Pe fata, dai pace. Da, măcar să vă dau telefonul, măcar să fie armat o leacă. Bun, îți fac. Dă telefonul. Spre finalul discuției, Stanislav a rugat psihologul să-i transmită fetei darurile care i le-a adus. Mai am o rugăminte, vă rog frumos, să-i transmite măcar dulciurile de ea. Da. Sigur că da. Eu am spus chiar că tu ai venit cu niște cadouri. Da. Ce mai este? Două banane, nu știu, da. Uite, spun că asta tata a dat.